Cu bucurie în suflet vreau să mulțumesc lui Dumnezeu pentru oportunitatea pe care El ne oferă de a fi împreună și a studia cuvântul Său. E un privilegiu și în același timp o mare binecuvântare să ai șansa să iei contactul cu cuvântul lui Dumnezeu. Nici nu ne dăm seama cât de mult datorăm cuvântul lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut în viața noastră. În măsura, bineînțeles, în care l-am lăsat să lucreze. Cu această ocazie vom studia despre o problemă pe care o avem și în același timp un spirit pe care ar trebui să-l dezvoltăm, pe care ar trebui să-l avem, care ar trebui să fie caracteristic vieților noastre, zilnic prezent în experiența noastră. Tema este intitulată Cum să dezvolți un spirit de mulțumire autentic. Acest studiu ne va ajuta să înțelegem valoarea spiritului de mulțumire, dar și corectitudinea acestui spirit, justețea acestui spirit. Dar în același timp și cum putem să-l dobândim și cât de bine este să fim recunoscători, cât de bine ne simțim să fim recunoscători. Coloseni 3:15, Scriptura ne spune pacea lui Hristos la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Asta ne spune Dumnezeu, fiți recunoscători. Nu doar pentru pacea pe care ne-o dă, e mare lucru să ai pace în suflet. Trăim într-o lume în care oamenii nu au pace. Poți avea orice, dacă nu ai pace în suflet, te simți groaznic. Fiți recunoscători dacă aveți pace în familie sau pace în suflet. În realitate sunt atât de multe lucruri pentru care ar trebui să fim recunoscători. Iar realitatea este că trăim într-o lume, și când zic într-o lume, mă gândesc și la noi, în care nerecunoștința și ingratitudinea sunt foarte obișnuite. A doua Timotei 3:1, când Biblia descria oamenii din timpul din urmă, spunea să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, hai să-i zicem egocentrici, egoiști în forme multiple, că asta înseamnă a te iubi pe tine. Iubitor de sine și după aceea începea iubitor de bani și multe alte trăsături, printre care nemulțumitori. Nemulțumitori de la egoism, de fapt este o afațetă urâtă, incapacitatea de a fi recunoscători. Primim ajutor din multe părți, în feluri diferite. În fiecare zi suntem ajutați de, nici nu ne imaginăm cât de mult. Se fac gesturi frumoase față de noi, iar noi uităm repede. De ce? Pentru că poate considerăm că e normal să fim nerecunoscători. Este o latură urâtă a naturii umane decăzute, mutilate de păcat. Una din daunele pe care ni le-a produs păcatul este și nerecunoștința, incapacitatea să ne dăm seama că ar trebui să mulțumim, incapacitatea să ne dăm seama cât de mult îi datorăm lui Dumnezeu. Aș vrea să citesc două descrieri din Scriptură, care bineînțeles sunt plantate de Dumnezeu dintre mii și milioane de posibile descrieri, pentru faptul că oamenii trebuia să citească lucrul acesta și să-și dea seama de una din problemele lor. Iosif, un tânăr credincios, știți că ajunge, unii de dumneavoastră ați citit istoria lui, în Geneza o găsim, Geneza 40:5, ajunge vândut sclav pe nedrept, ajunge într-o temniță hidoasă, iar acolo, pentru că Dumnezeu era cu el și avea un caracter frumos, și acolo se gândea cum să-i ajute pe alții. Și se face că paharnicul, cât și brutarul faraonului, ajung în temniță, au niște vise și îi vede terminați, îi vede foarte tulburați. Iar Iosif le-a zis, tălmăcirile sunt ale lui Dumnezeu, istorisiți-mi deci visul vostru, vrea să-i ajute. Ei își povestesc visele. Iar unul dintre ei, Iosif, i-a zis, iată tălmăcirea visului, cele trei mlădițe sunt 3 zile, peste 3 zile faraon te va scoate din temniță, te va pune iarăși în slujba ta și vei pune iarăși paharul în mâna lui faraon, cum obișnuiei mai înainte când erai paharnicul lui.
Dar adu-ți aminte și de mine când vei fi fericit. Și arată, rogu-te, bunătate față de mine, pune o vorbă bună pentru mine la faraon și scoate-mă din casa aceasta, căci am fost luat cu sila din țara evreilor și nici chiar aici n-am făcut nimic ca să fiu aruncat în temniță. A treia zi așa s-a întâmplat, a ieșit, omul a fost repus în cinste, a ajuns din nou mare. Mai marele paharnicilor nu s-a mai gândit însă la Iosif, l-a uitat. Ce e de capul nostru? Că, în general, când avem ceva să luăm de la cineva sau să primim sau să ni se dea ceva, nu uităm, domne, nu uităm. Avem o memorie parcă accelerată când e vorba să ți se facă. Nu uiți dacă cumva nu ți-a făcut nu știu ce, ai văzut? Nu mi-a făcut cu tare, ții minte. Dar când este vorba să fii recunoscător, atât de repede suntem dispuși să uităm binele. Atât de repede închidem ochii, dacă prindem o singură problemă la omul acela, aia contează. Ceva rău, imediat îl vezi, îl exagerezi, îl ții minte, îl propagi. Iar lucrurile bune, l-a uitat. De ce să-l uite? Pentru că în timpuri grele, când ți era atât de greu, cineva te-a susținut, cineva te-a ajutat, cineva a fost bun cu tine. Nu? Nu l-a uitat Dumnezeu, bineînțeles. Ideea este că învățăm de aici nu doar că Dumnezeu lucrează și îl scoate pe Iosif din temniță, ci învățăm că este o latură urâtă a naturii umane decăzute, nerecunoștința, incapacitatea de a mulțumi. Citim în Noul Testament despre niște bolnavi care în realitate în vremea aceea erau ca și condamnați la moarte. Era mai rău decât să fii condamnat la moarte, lepros. Știi, e boala asta care, nu... Îți distruge, la un moment dat îți paralizează terminațiile nervoase și nu mai simți, te lovești, te arzi. În realitate te infectezi și nici nu simți, nici nu știi că durerea până la urmă era o carte, durerea e un dar până la urmă de la Dumnezeu, nu? Dacă nu ne-ar durea, n-am trage mâna când ne ardem. Și, mă rog, erau și stigmatizați, te scotea afară din familie, pe vremea te scotea afară din cetate, când se apropia un om era lege, trebuia să strigi cât te ține gura. Lepros, lepros, nu, necurat, necurat, trebuia să zică la... Și ce făceau oamenii? Se speriau de tine, te ocoleau pe nu știu, gata, s-a terminat cu socializarea. N-aveai niciun viitor, trebuia să te târăști pe acolo, putrezindu-ți carnea pe tine. Se întâlnesc, pe când intra, Luca 17, pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Iisus n-a fugit de ei, nu? I-au stat departe și au ridicat glasul. Și au zis, Iisuse, învățătorule, ai milă de noi. Când i-a văzut Iisus, le-a zis, duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritan, nici măcar nu era dintre evrei. Poate și asta e o învățătură. Sigur este, nu? Că poate-ți mai recunoscător decât creștinii la cei care te aștepți oameni din altă parte. Iisus a luat cuvântul și a zis, oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9 unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu, apoi a zis, scoală-te și pleacă. Credința ta te-a mântuit. 10 oameni au fost vindecați de lepră, unul a fost recunoscător și doar acel unul, în realitate, n-a fost vindecat doar de lepra fizică, ci a fost și mântuit. Deci cine a fost mântuit? Cel care a fost recunoscător. Observați, ceilalți n-au primit decât un dar. Decât. Un dar destul de mare. Nu e decât. E o formulare un piculeț așa dificilă și improprie. Acesta a fost și mântuit. Tragem concluzia că cei care sunt mântuiți cu siguranță sunt ce? Recunoscători. De ce? Știți de ce? Pentru faptul că nerecunoștința e un păcat și n-ai cum să fii mântuit și să rămâi nerecunoscător. E ca și când ai rămâne păcătoși și se spune că ești mântuit. În realitate este un conflict de... Înțelegerea termenilor, mântuit înseamnă eliberat, iar nerecunoștința e unul dintre păcate. Oamenii salvați sunt recunoscători. Cel care este nemântuit
E nemulțumitor. Judecăm, să știți, nerecunoștința superficial. Credem că e o formă de impolitețe, nu știe să zică mulțumesc, știți? Spunem, nu e bine crescut, nu? Sau nu a avut cine să-l învăță, nu l-a învățat mama lui să mulțumească la timp, da? Dar asta este doar superficial, să știți. Este doar o judecată imatură, nu spirituală, pentru că dacă ar fi să vedem cu ochii lui Dumnezeu lucrurile, am vedea că nerecunoștința nu este o formă de impolitețe sau atât. Romani 1:21 ni se spune, fiindcă cu toate că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu. Nici nu i-au mulțumit. Și ce s-a întâmplat? Cu cei care nu l-au înălțat, nu i-au dat slavă, nu i-au arătat recunoștință, nu i-au mulțumit. S-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat, s-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Te sperii, când mergi pe rădăcina lucrurilor, pornește totul că nu l-au proslăvit, nu l-au înălțat, nu l-au slăvit pe Dumnezeu pentru ce a făcut pentru ei și nu i-au mulțumit și în felul acesta au început să se dedea la gândiri deșarte, că ei facă, li se cuvine, că prin puterea lor, etc. Și asta a însemnat un fel de nebunie a minții. Observați cum judecă nerecunoștința Dumnezeu, cum o vede, cum o privește, o formă de incapacitate de discernământ, proastă judecată, rupere de realitate, nu-ți mai dai seama ce se întâmplă cu tine, de-aia nu mulțumești. Ți se pare normal. Și am un nebunit, spunea ultima dată. E foarte grav când vezi așa ceva, nu mai e o boală simplă, nu e o impolitețe, o proastă creștere. E rupere de realitate, gândire anormală. Psalmul 50:23, cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Observați din nou legătura, nu l-au proslăvit și nu i-au mulțumit. Sunt foarte legate. Capacitatea de a mulțumi înseamnă a-L slăvi pe Dumnezeu. Nu avem ce să-I aducem, nu avem ce să-I facem în altfel decât a recunoaște ce face El pentru noi. Aceasta este singurul lucru care îl poți face, că nu-I poți face nimic lui Dumnezeu tu, nu-I dai ceva lui Dumnezeu. Când zicem că-I dăm slavă, în realitate nu facem decât să recunoaștem realitatea bunătății și îndurării Lui față de noi. Când nu o recunoaștem, nu-L recunoaștem ca și Dumnezeu și ce face în viața noastră. Aș vrea să vedeți o asociere, Luca 6:35, voi însă iubiți pe vrăjmașii voștri, este învățătura despre a ne iubi vrăjmașii. Faceți bine, dați cu împrumut, fără să nădăjduiți ceva în schimb și răsplata va fi mare și veți fi fii celui preanalt, căci El este bun cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Observați cum îi asociază. Deci puși cod la cod, cei nemulțumitori cu cei răi. Nu-s mai buni unii decât alții. Aici arată în contrast că Dumnezeu, uite, se poartă domnește și frumos și milostiv cu ăștia răi și nemulțumitori. Și voi să fi iubiți chiar vrăjmașii. Observați, felul în care se pune problema aici ne ajută să înțelegem că cei nemulțumitori sunt priviți foarte grav de Dumnezeu. Sunt într-o postură foarte rea. Psalmul 147:1. Lăudați pe Domnul, căci e frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru, e plăcut și se cuvine să-L lăudăm. Lăsăm la o parte valoarea primei părți a versetului, e frumos și plăcut. Știți, e frumos să mulțumești și lui Dumnezeu și oamenilor. E frumos să faci așa ceva, dar ultima parte aș vrea să ne axăm. Se cuvine. Știți ce înseamnă se cuvine? Este corect. Este normal. Face parte din normalitate. Iar când nu te comporți normal, cum ești? Anormal. Ești din normalitate, din ce-i corect să faci așa. De ce trebuie să mulțumești? E just, e corect, e normal să te porți așa, omule. Nu e o chestie de, vai cât de politicos ești. Nu e o virtute în sine, e face parte din normalitatea judecății. Când ți se face ceva frumos, primești ceva frumos, o atenție.
Orice gest, orice lucru care îl primești, iese cu vine să mulțumești. Când nu o faci, ai o problemă de judecată, de discernământ, de normalitate în primul rând. Și de caracter, bineînțeles, ține și de caracter, dar ține și de felul în care vezi lucrurile, că ai fi recunoscător dacă le-ai vedea corect. De ce nu ești? Ajungem și acolo. De ce nu suntem până la urmă recunoscători? Nerecunoștința este în primul rând o eroare de gândire, de judecată, de mentalitate, de înțelegere corectă a lucrurilor. Înseamnă că nu vezi bine lucrurile, că nu le judești corect, că dacă le-ai vedea bine, exact asta îi face. Cum spunea Iisus? Iisus a luat cuvântul și a zis, oare n-au fost curățiți toți 10, dar ceilalți 9 unde sunt? Pentru că trebuia să fie acolo. Nu că Iisus înseta după laude, că deseori făcea minuni și ce făcea? Dispărea. Vă aduceți aminte, el nu înseta după să atragă mulțumirile, cum suntem noi deseori că facem ceva bun și vrem apreciere. Nu asta era în spiritul lui, că el era umil și dădea toată gloria tatălui său, da? Dar era corect din partea lor să facă lucrul acesta. Asta, că n-au făcut, era un egoism urât. Face parte dintr-o trăsătură egoistă. Nu s-a găsit decât străinul acesta să dea slavă lui Dumnezeu. Observați, e foarte îndurerat când spune. E foarte supărat când citește expresia, oare n-au fost curățiți toți 10? Unde sunt ceilalți 9? De ce sunt oamenii atât de nerecunoscători? Ce se întâmplă în realitate cu judecata noastră, cu caracterul nostru, de nu suntem mulțumitori? Poate credem că toate lucrurile ni se cuvin. Știți că sunt oameni care cred că li se cuvine și că e normal ca ceilalți să facă lucruri pentru ei, să-i servească, să primești în continuu. Suntem plini de pretenții necuvenite, plini de mofturi și de pretenții vrem să ni se facă. Știți, este pilda luată din realitate cu fiul risipitor. Ambii au probleme, știți că ambii au probleme, da? Și fiul care a plecat de acasă și ăla care a rămas. Și au una comună, să știți, deși sunt diferiți. Ca statut, au diverse probleme, dar au totuși una comună. Luca 15 cu 12, cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Observați? Ce problemă are copilul ăsta? Observați? Crede că averea muncită de taică-so, normal că el a fost mic, până a ajuns mai mare, a trebuit să tot să pompezi în el grijă, nu? Mâncare, atenție și așa mai departe. El crede că îi se cuvine. De ce? Că e copilul taică-so, nu? Credem că ni se cuvine, nici nu ne imaginăm câte pretenții absurde avem. Ce ți se cuvine, omule? Ce crezi? De ce ar trebui mai trăi o zi? De ce ar trebui Dumnezeu să-ți mai dea o zi în plus? De ce să? Și de ce faci atâta caz și dramă când se oprește viața ca și când Dumnezeu, unii chiar încearcă să apere caracterul lui Dumnezeu, ca și când Dumnezeu face o injustiție, că oprește timpul la cineva. În fiecare zi un dar de la Dumnezeu, nici ne imaginăm și nu mulțumim suficient pentru ziua de astăzi. Niciunul nu suntem în stare să mulțumim suficient și să tremure inima de bucurie. Bă, mai mi-a dat o zi Dumnezeu, dă-mi partea care mi se cuvine. Și celălalt mai târziu când se întoarce și face pe îmbufnatul că nu vrea să se bucure acolo, vă aduceți aminte ce spune? Nu mi-ai dat un ied ca să mă... ți-am slujit ca un rob. Serios, dar n-ai mâncat aici, n-ai stat aici, mă, n-a fost totul al tău, nu te-ai bucurat de ele. Nu, era ca și când... sunt plini de pretenții. Suntem plini de pretenții. Și ăla care pleacă de acasă și ăla care rămâne în casă, nu? Ce ni se cuvine? Ce ți se cuvine, omule? Fii fericit că nu-ți dă Dumnezeu ce ți se cuvine. Știți că nu ne dă. Nu ne face după păcatele noastre, nu? După nelegiurile noastre, dacă ți-ar face după păcatele tale, trebuia să fi dispărut de mult. Pentru că plata păcatului este moartea. Nu-i binecuvântare, nu-i mâncare bună, nu-i ploi, nu sunt timpuri roditoare, nu-i pace, nu-i liniște, nu-i nimic. Păcatul e moarte, dispariție, moarte universală. Frunzele care cresc, uite, părul ăsta care rodește, pomii ăștia care, nu, rodesc în colțire, un miracol de la Dumnezeu. Observați
Provine nerecunoștința din faptul că noi credem, domnule, că avem niște drepturi, ni se cuvin anumite lucruri. Dacă n-am crede așa ceva, tot ce ni se dă, l-am vedea ca un dar. Așa cum este, în realitate. Asta e judecata sănătoasă. Dar noi nu mai avem judecata sănătoasă, e alterată în așa fel încât suntem atât de egoiști, încât nu doar că vrem, credem că ni se cuvine. De aceea nu putem să ajungem recunoscători până când nu îndepărtăm rădăcinile mentalității greșite. Nu ni se cuvine nimic. Singurul lucru, spunea Daniel, un om care era echilibrat, ni se cuvine să ni se umple fața de nouă, poporului, conducătorilor, nu? Asta ni se cuvine, da? Și totuși el a fost bun. Și mai credem greșit, nu? Că tot ce avem este rodul muncii noastre, a înțelepciunii noastre, a trudei noastre. Am auzit oameni care spuneau, citesc, ce-a făcut Dumnezeu pentru mine, Domne? Dumnezeu n-a făcut pentru mine mai nimic, spunea. Mâna asta a muncit, arăta mâna. Arăta mâna dreaptă. Fără să mă bucur, vreau să vă povestesc că n-a trecut mult și într-un accident teribil de mașină a trebuit să-i taie și a pierdut mâna dreaptă. Mâna aia care făcuse, știi? E realitate, n-am auzit-o, cunosc. Și nu e interesant cine e persoana, dacă vă gândiți cine, pentru că este o emblemă, e un simbol pentru noi. Găsim în Biblie omul care spunea, Daniel 4,29, se plimba pe acoperiș, ne plimbăm și noi, nu? Hai să-ți arăt ce am făcut. Oare nu ăsta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu? Ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Nici nu sfârșise vorba și s-a auzit un glas din cer, află, află că ți s-a luat împărăția. Cum i s-a luat? Simplu, putea să-i se ia în zeci de feluri. Putea într-o clipă Dumnezeu să ia viața, nu? Nebunule, în noaptea aceasta ți se va cere înapoi? În cazul lui nu a fost așa. I-a luat decât unul dintre lucrurile care le avea de la Dumnezeu și uitase în toată descrierea să pomenească de lucru. I-a luat mintea. Ați văzut cât se chinuiesc copiii, familiile, cu cei retardați? E greu pentru ei. E greu pentru ei. Nu te poți bucura de el, nu te înțelege. Face numai rele. Ce să mai... E o povară. E o luptă. Iubesc cei care îi țin, sunt un fel de eroi, de martiri, ca să ai o viață întreagă unul care nu are facultățile mentale, nu? Pentru că omul ăla nu face nimic de lăudat. Așa este? Nu face nimic. Dacă ar sta măcar liniștit, tot ar fi. Ai fi foarte fericit lângă el, dar știți că trebuie să-l păzești. Trebuie să stai pe lângă el cu ochii, îți face probleme. Nu? Ce înseamnă să n-ai fi avut mintea? Imaginează să fii retardat. Imaginează să nu-ți fi dat Dumnezeu inteligență, rațiune, capacitatea să înveți. Doar atât. Să nu zic că ți-a picioarele. Să nu zic că nu-ți mai dă putere să mai lucrezi cu mâinile. Să nu zic că nu mai ai vedere și umbli ca orbu și bâșbui. Ce-ai fi putut să faci fără darurile lui Dumnezeu? În loc să spui, uite, câte lucruri a făcut Dumnezeu pentru mine, ce bun a fost Dumnezeu, uite ce poate să pună în pomii ăștia, uite cum îi face să crească extraordinar. Tu crezi că mâna ta, puterea ta? De aceea nu l-am lăudat pe Dumnezeu, n-am împărțit corect lucrurile. Aș vrea să citesc două texte din Scriptură, care sunt mari adevăruri care ar trebui să ne însoțească mereu și care ne-ar pune într-o poziție echilibrată. 1 Timotei 6:7, căci noi n-am adus nimic în lume. Ați venit în altfel în lumea aceasta ca și mine? Fără nimic și în pielea goală? Ați venit cu altceva? Câte ați adus, mă rog, tratate de înțelepciune, averi, bogății, lucruri valoroase? Când ai ieșit, primul lucru care ai făcut, în afară că erai în pielea goală și total neputincios, ai început să țipi. Ai început să țipi pentru că aveai nevoie de toate. Trebuia să primești toate. N-ai adus nimic în lume? N-am adus nimic în lume. Ai uitat de lucrul acesta. 1 Corinteni 4:7, căci cine te face deosebit? Chiar dacă ai fi deosebit,
E posibil să fii deosebit. Și dacă ai fi sclipitor, dar cine te face sclipitor? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Să zicem că ai foarte multe talente și daruri, sau că am, dar sunt primite. Cum ai putea să te lauzi cu lucruri care nu sunt ale tale, ci sunt ale altuia? De ce te porți ca și când n-ai fi primit lucrurile acestea? De ce lași să se înțeleagă ca și când ar fi ale tale, când în realitate sunt din altă parte și ar trebui să-i dăm slavă Dătătorului, lui Dumnezeu? Un om care este recunoscător și mulțumitor, nu numai că judecă corect, nu numai că este de caracter, de bun simț, dar el însuși se simte bine, trăiește bine, având acest spirit. E o problemă și cum te simți în pielea ta, în propria ta piele. Știți că ne simțim foarte diferit în propria piele. Problema este că fiecare știm doar cum ne simțim noi. E foarte greu să te gândești și trebuie să empatizezi foarte mult și tot nu ajungi să te simți perfect cum se simte celălalt în pielea lui. Dar putem să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt că atunci când suntem nerecunoscători nu ne simțim bine. În schimb, 1 Timotei 6:6, negreșit, evlavia însoțită de mulțumire e un mare câștig. Proverbe 15:15, toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. E sărbătoare pentru el. E ca și când ar fi zi de sărbătoare în fiecare zi, pentru că el este foarte recunoscător pentru tot ceea ce primește, pentru prin tot ce trece, ce are, ce nu are. El e foarte bucuros de tot ceea ce îi se oferă. Ne rugăm puțin, fraților, n-avem un spirit de rugăciune. Dar în realitate de mulțumit, mulțumim și mai puțin decât ne rugăm. Pentru că și rugăciunile noastre sunt presărate cu puțină mulțumire. În mai mare măsură sunt din cereri. Să nu mai zic, poate unele sunt farisei, ce-ți mulțumesc că am făcut cu tare, cu tare și cu tare și nu sunt ca ceilalți. Și așa mai departe, aducem vorba tot despre noi, ce grozavi suntem. Puțină mulțumire, rugăciune. De ce credeți că nu mulțumim? Nu avem motive, domne, cum să mulțumim? Pentru ce ai face niște lucruri inutile, nu? Și ni se spune, stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. Vegheați în rugăciune, într-un spirit de rugăciune, dar întotdeauna cu mulțumiri. Nu vă îngrijorați de nimic, Filipeni 4:6, aduceți întotdeauna cererile voastre înaintea lui Dumnezeu, la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Observați, niciodată Pavel nu uită să asocieze la rugăciune ce? Mulțumirea. Vă îndemn în 1 Timotei 2:1, deci înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Să-i mulțumești pentru fiecare om din viața ta, unii te-au testat. Unii te-au apăsat, dar și a fost bine pentru că ai avut de învățat, alții te-au ajutat, te-au luminat, te-au întins mâna, ai avut experiențe frumoase, alții în familie au făcut parte din casa ta, mulțumește pentru copii, soț, soție, părinți, mulțumește pentru fiecare om, așa scrie aici. E sigur că ai mulțumit lui Dumnezeu pentru toate lucrurile care le-a făcut pentru tine, dar știi cât de multe sunt? Ar trebui să ne rugăm pentru început, să ne deschidă ochii Dumnezeu, să începem să observăm, fără să vedem. Multe lucruri nici măcar nu le vedem că sunt darurile lui Dumnezeu, că n-ar trebui să fie așa și totuși vin ca daruri a lui Dumnezeu. Învață, începe să observ, Doamne, deschide-mi ochii să văd câte lucrări frumoase ai făcut pentru mine. Ce lucruri minunate faci în fiecare zi, unele sunt proaspete. Ieremia spunea în plângerile sale că îndurările Domnului nu s-au sfârșit, bunătățile lui sunt la capăt, se înnoiesc în fiecare dimineață. Nu doar că a făcut ieri, face astăzi din nou. Nu e obligatoriu să meargă ca un curs, ca un ceas. În Psalmul 103, dacă suntem creștini și respectăm cuvântul lui Dumnezeu și credem fiecare verset că este o dedicație pentru noi, pentru sufletul nostru. Suntem învățați, binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita
nici una din binefacerile lui. Nu uita niciuna. Acum, dacă spune niciuna, înseamnă niciuna. Noastre credeți că suntem aproape de niciuna? Sau suntem în partea cealaltă de... Cât credeți că mulțumim noi în fiecare zi pentru proaspetele îndurări și binecuvântări care le primim de la Dumnezeu? Stau în picioare și vorbesc. Deja în clipa asta sunt minuni. Sunt miracole și că ne putem întâlni și mai putem să vorbim din cuvântul lui Dumnezeu. Milioane de oameni habar n-au de Biblie, nu? Ce înseamnă să fi avut șansa să găsim Scriptura, nu? Să studiez cuvântul lui Dumnezeu. Haide doar să trecem un pic prin binecuvântări multiple pe care Dumnezeu ni le-a dat. Câteva din lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu pentru mine și pentru tine. Psalmul 139:14, te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Ei zis în fiecare zi, Doamne, ce corp mi-ai dat! Doamne, ce ai făcut, ce minte! Mi-ai dat capacitatea să judec, să înțeleg, nu sunt un animal, nu! O studiam, îmi poate merge mintea până departe. Ai pus în mine gândul veșniciei. Pot să mă ridic mai presus de pământul ăsta, să mă gândesc la eternitate, la veșnicie, la tine. Sunt o făptură minunată, nu? 1 Corinteni 12:21, ochiul nu poate zice mâinii, n-am trebuință de tine. Ai vrea să renunți la mână? Ce mână ai vrea să-i dai? Ce mână ai vrea să renunți să ți se taie? A, n-ai fost pus în postura asta, într-o bună zi, dacă ai avea un diagnostic, să ai un sarcom la una din mână, de obicei pe sarcom se spune că trebuie să staie imediat mâna sau piciorul, e un cancer la țesuturi moi sau la oase, ți se taie. Și atunci, dacă ai fi în perspectivă să pierzi o mână decât din făptura asta, ai vedea că viața fără o mână e cu totul diferită. Fără un ochi, fără ochii amândoi, fără auz, să fii surd. Acum ai stat degeaba pe aici, că oricum n-ai auzit nimic. Fără picioare. Și așa mai departe. I-ai mulțumit lui Dumnezeu pentru mâini, picioare în fiecare zi, pentru ochi și urechi. A, e de la sine, e corpul tău, faci ce vrei cu el. Nu, te laud că sunt o făptură așa de minunată. Și ce bine vede! Aia este, ce bine vede ochiul meu, lucrările care le faci. E problema că nu vedem. Iov 34:14, dacă nu s-ar gândi decât la el, dacă și-ar lua înapoi duhul și suflarea, tot ce este carne ar pieri deodată. Omul s-ar întoarce în țărână. Deodată înseamnă instantaneu. Dacă s-ar gândi numai la el. În fiecare zi o minune. Psalmul 22:10, de când eram la sânul mamei am fost sub paza ta. Din pântecele mamei ai fost Dumnezeul meu. De mic copil a avut grijă de mine și de tine. Puteam să nu mai fim de mult. Dacă s-ar gândi numai la el și și-ar retrage grija. Pentru că e vorba să nu se gândească la el, e vorba să gândească la fiecare. La nevoile fiecăruia. Suflarea de viață, respirația aia care urmează. Am văzut asmatici care se chinuiesc, vor unii să se sinucidă. Bunicul a avut un asm avansat, dependent de tot felul pe vremuri, nici nu știai mare lucru, ce să-i faci, cum să-l ajuți. Să sufoca, ar fi vrut să se sinucidă, l-a scris scrisori care vedeai că era întinată cerneala acolo de lacrimi care curgeau. Dar zice, m-am gândit că nu pot să iau ceea ce n-am putut să dau singur, adică viața care mi-a dat-o Creatorul. Dar zice, mi-a fost atât de rău să fii sufocat, să nu mai poți respira. De-mi veneau să-mi bag mâinile în priză, să-mi bag degetele în priză cu niște fire ca să pot să închei tipul ăsta. E foarte rău să nu respiri, să fii sugrumat. Respiri corect? A, nici nu știi că respiri, nu, nici te-ai gândit. Te-ai gândit că e normal să respiri. Nu? Respirația, bătăile inimii, că-ți bate inima normal, să nu mai poate să lucreze, să vezi cum obosești, nu te mai poți ridica, nu mai poți merge repede. De când eram la sânul mamei? Din copilărie ne-a păzit Dumnezeu. Prin câte om fi trecut, numai El știe, nici măcar noi nu știm.
prin câte am trecut. Evrei 1 cu 14, nu sunt ei îngerii, oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? Știi că te-au păzit îngerii, știi că unul l-ai trimis special, uneori chiar mai mulți, să te lumineze, să te păzească, să te ajute, să respingă atacurile celui rău care te-ar distruge într-o clipă. Ai mulțumit lui Dumnezeu pentru îngerii care te-au ajutat? N-ai văzut că te-au ajutat? În Psalmul 118 cu 24 este o explozie de bucurie. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Mai e o zi? Știți, a fost un prieten drag, l-am dus, nu? Pe ultimul drum, cum spunem, adică nu mai are încă o zi. Mai e o zi! Fiecare zi e un miracol de la Dumnezeu, un lanț de minuni. Știi cum ar trebui să-i mulțumim de dimineață până seara? Doamne, mi-a dat o zi. Să ne bucurăm, să ne veselim de ziua aceasta că a făcut-o Dumnezeu special pentru noi. E un motiv de mulțumire. Exaltă, bucură-te de o nouă zi. Fii atât de fericit doar pentru că mai trăiești o zi. Pe lângă aceasta, în fiecare zi Dumnezeu face multe alte lucruri. Psalmul 104 cu 10 și 14, tu faci să țâșnească izvoarele în voi și ele cur prin munți, avem apă bună, să bem. Nu știi ce înseamnă să rabzi de sete, probabil. Ai apă bună să te și speli, mai și uzi plantele. Tu faci să țâșnească izvoarele. Tu faci să crească iarbă pentru vită. Iarba, ce frumoasă, e un miracol fiecare fir de iarbă. Am fost în zone de ăștia aride și sterpe, te dureau ochii, erai bolnav că nu vedeai un pic de verde. Verdele ăsta parcă îți creează fericire. Tu faci să crească iarba pentru vită și verdețuri pentru nevoile omului, ca pământul să dea hrană. E un miracol, scormoniți țărâna asta pământ, ce numim noi sol, nu? Ce e, Domne? Culoarea mai neagră, mai puțin neagră, mai brună, așa? Nu, să crească de acolo. E un miracol, să știți. Oamenii zic că n-am înțeles. N-am înțeles nimic, de-abia începem să bâșbuim, să înțelegem câteva lucruri. Cum, Domne, din același pământ ies atâtea soiuri de plante, atâtea flori frumoase, atâtea tipuri de fructe le pui în același pământ și ies în diversitatea lor fantastică, trăgându-și din pământul ăsta, nu? Trăgându-și proprietăți și crescând. Sunt miracole, nu sămânța aia care o pui, că zici că ai semănat, ai băgat-o în pământ. Începe acolo un miracol sub influența puterii lui Dumnezeu, electricității. Se întâmplă miracole, se explodează sămânța aia, germinează, crește, la urmă se transformă în altceva și rodește, o vezi de la sămânța aia minusculă, un copac imens. Sunt miracole în fiecare zi, un lanț de minuni. Și sigur Dumnezeu le face cu iubire. Le face cu bunătate. Singurul lucru e să observăm și să mulțumim că nu putem face altceva. Iar oricum le face și pentru cei nemulțumitori și răi. Dar apoi avem o problemă dacă nu le vedem pe fiecare. De aceea ni se spunea pentru fiecare, pentru iarba din curte, pentru pomii ăștia roditori, pentru plantele astea frumoase. Neemia 9 cu 15, le-ai dat de la înălțimea cerurilor pâine când le era foame. Și ai scos apă din stâncă atunci când le era sete. Să știți, tot atât de direct cum Dumnezeu le-a dat izraeliților mană, ne dă pâinea cea de toate zilele. În realitate, pâinea de pe mesele noastre e tot atât de direct un dar de la Dumnezeu ca și mana poporului Israel. Pentru fiecare pahar de apă când îl duci la gură, mulțumește lui Dumnezeu. Pentru fiecare pâine, bucată de pâine care o frânt, să fie ca o cină a Domnului. Atât de sacralizat să fie acel gest, atât de miracol să-l vezi încât să-i mulțumești lui Dumnezeu. Fapte 14 cu 16. Dumnezeu în veacurile trecute a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor. Ne-am văzut de drumul nostru, nu fiecare își vedea de drumul lui Isaia 53. Măcar că drept vorbind, Dumnezeu nu s-a lăsat fără mărturie, întrucât v-a făcut bine, v-a trimis ploi din cer. Fiecare ploaie care cade, mulțumim lui Dumnezeu pentru ea.
Au fost ploi bune acum, nu? Am primit ploi bune și ce-a înviorat pământul și ce cresc plantele și se păstrează, se conservă verdeața. V-a trimis ploi din cer și timpul roditoare a fost un roditor, nu? Atât de multe lucruri am adunat în grădini. Va da hrană din belșug și va umplut inimile de bucurie, că mai este ceva și dacă ai avea nu știu câte lucruri, capacitatea de a te bucura ți-o dă tot Dumnezeu. Și dacă te-ai bucurat în familie de ceva, să știi că El te-a ajutat să te bucuri. Și ar trebui, mulțumim, Doamne, că ne-ai ajutat să ne bucurăm în familie. Ne-ai ajutat, nu doar că ne-ai dat lucrurile, ne-ai dat și capacitatea să ne bucurăm de ele. Că ar fi putut să le faci și să nu te atingi de ele. Psalmul 124:2. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră. Când s-au ridicat oameni împotriva noastră, ne-ar fi înghițit de vii. Când li s-a aprins mânia împotriva noastră, ne-ar fi necat apele. Ar fi trecut râurile peste sufletul nostru. Ar fi trecut peste sufletul nostru valurile năprasnice, de n-ar fi fost Domnul. Din câte ne-a scăpat Dumnezeu? Unele le știți. Nu, era să mor de nu știu câte ori. M-am tăiat cu drujba de două ori. Era să mor asfixiat de gazele de la sobă, de-abia am reușit să ieșim pe burtă târâți pe acolo. Era să mă nec de câteva ori. În accidente am mai dat cu încă cineva cu mașina într-un dud uriaș de frontal ne-am dus acolo și am scăpat cu... Și de asta doar ce știu eu. De nu știu câte ori era să nu mai... Și de câte ori, din multe alte conflicte, probleme, apăsări, necazuri, Dumnezeu ne-a și m-a ajutat. De n-ar fi fost Domnul, n-ar trebui să-i mulțumim continuu și să facem din fiecare binecuvântare o pricină de recunoștință. A doua Samuel 7:18. Și David s-a dus și s-a înfățișat înaintea Domnului și a zis: cine sunt eu, Doamne Dumnezeule, și ce e casa mea de mai făcut să ajung unde sunt? Și încă atât e puțin înaintea ta, Doamne Dumnezeule, tu vorbești despre casa robului tău și în viitor și binevoiești să înveți pe un om cu privire la aceste lucruri, Doamne Dumnezeule. David se simte nespus de recunoscător pentru ce a făcut pentru el și casa lui. Vă mai puteți bucura în familie? Vă înțelegeți în casă? Mare lucru, miracol Dumnezeu, să știți, armonia nu-i de la oameni. Pacea și buna învoire este de la Domnul. Doamne, mulțumim că ne înțelegem, mulțumim că ne respectăm, mulțumim că ne iubim, mulțumim că putem trăi împreună și ne putem ajuta reciproc. Am mai trăit o zi împreună. Ai fost cu câte case se destramă, în câte case oamenii se jignesc, în câte case oamenii se urăsc, în câte case oamenii se bat. Își fac rău în fiecare zi, o arenă de conflict, familia. Mulțumiți-i lui Dumnezeu pentru familie, pentru armonie, că dacă nu păzește Domnul o casă, degeaba te chinuiești tu. Nu prin puterea ta, prin aptitudinile tale, a fost harul lui Dumnezeu. Deuteronom 4:7. Care este într-adevăr neamul acela așa de mare încât să fie avut pe Dumnezeii lui așa de aproape cum avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru, ori de câte ori îl chemăm? Cum ai strigat? A fost lângă tine să te ajute. Unde ai mai văzut așa ceva? La ce națiune păgâne ai văzut că Dumnezeii lor să pleacă la orice problemă a lor și să le rezolve imediat problemele lor? Și în plus spune, și care e neamul acela așa de mare încât să aibă legi și porunci așa de drepte, cum este toată legea aceasta pe care vă pun astăzi înainte? N-ai fi știut nimic, n-ai fi știut cum să trăiești fără cuvântul lui Dumnezeu, fără poruncile divine. Mulți văd poruncile ca un set de interdicții, ar fi vai de capul nostru fără ele. Cuvântul lui Dumnezeu ne-a dat înțelepciune să schimbăm viața, să trăim în altfel, să știi frumos cum să te porți, cum să deschizi gura, când să taci, cum să-ți administrezi banii, viața, relațiile și așa mai departe, în ce să investești, pe ce să te bazezi. Nimic n-am fi știut dacă n-ar fi fost legile astea atât de drepte. I-am mulțumit Domnului pentru cuvânt că ai șansa să citești Biblia, să știi, pentru reforma sanitară, pentru știința vindecării. Și atâtea binecuvântări, i-am mulțumit, noi mulțumim, poate nici nu ne aducem aminte. Uităm ce-i datorăm lui Dumnezeu. Isaia 63:9, în toate necazurile lor,
n-au fost fără ajutor în toate. Și îngerul care este înaintea feței lui i-a mântuit. Psalmul 68:19, binecuvântat să fie Domnul, care zilnic ne poartă povara. Dumnezeu, mântuirea noastră, zilnic cineva ne ține sacul, zilnic cineva ne poartă pe umerii lui. Știți că așa scrie, v-am purtat de când? De la obârșia voastră până la căruntețele voastre voi fi același. În fiecare zi spui la un moment dat, ești împovărat și zici, nu mai pot. Și ai văzut că mai poți. Dar tu ai spus sincer că nu mai poți. De ce crezi că ai putut? Și poți iarăși să o iei ziua următoare. Și iarăși, uneori ani de zile. Și rămâi uimit. Tu crezi că prin puterea ta ai dus toate poverile. Când nu mai puteai, iarăși s-a noi puterea, iarăși s-a ridicat sacul, iarăși te-a mai împins, iarăși te-a mai dus. Doamne, în fiecare zi mi-ai luat poverile, în fiecare zi mi-ai ajutat să le port, în toate necazurile, n-am fost singur. Ne-am îngâiat în toate necazurile noastre. În Psalmul 103, El îți iartă toate fără de legile tale. Cine ar putea să stea în picioare dacă n-am avea un Dumnezeu iertător? Vă dați seama câte păcate ne-a iertat Dumnezeu? De câte ori am căzut și iarăși ne-a ridicat și iarăși am căzut și iarăși ne-a ridicat? Cine ar face așa ceva? Pentru că un astfel de comportament ar fi inadmisibil, ți-ar întoarce spatele oricine, ar zice, Domne, prea mult faci, prea rău faci, nu mai ești vrednic de încredere. El îți iartă toate fără de legile tale, El îți vindecă toate bolile tale. Ai fost bolnav, oamenii mor și de o răceală. Știți? Se moare simplu. De câte ori ai fost bolnav, adu-ți aminte. El îți vindecă toate bolile tale. El îți izbăvește viața din groapă. El te încununează cu bunătate și îndurare. El îți satură de bunătăți bătrânețe. Ești bătrân, îți mai dă cineva un telefon, mai vine pe la tine, îți mai rezolvă problemă. E El, nu e omul ăla. El te ajută și la bătrânețe, să știi. O să vedeți și bătrânii, faceți experiențe cu Dumnezeu, că El și la bătrânețe are grijă de tine. Mulțumiți-i lui Dumnezeu pentru fiecare experiență frumoasă. El te face să întinerești, iarăși ca vulturul. 1 Petru 1:3, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi, ne-a dat și o nădejde. Că e mai mult decât aici și acum. Viața veșnică ne-a adus-o prin Iisus Hristos, ne-a născut din nou. Ți-a schimbat viața Dumnezeu. Hai, e puterea Lui creatoare să te nască din nou, să-ți dea un nou start, un nou început în viață, să schimbe traiectoria vieții. Este dragostea Lui Dumnezeu. Apoi aș vrea să nu uităm marele dar pentru care niciodată nu vom putea să-I mulțumim, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, ți-a dat ție, mi-a dat mie, a dat fiecărui om un dar incomensurabil. Pe Fiul Său, singurul Său Fiu, pe Domnul Iisus Hristos, l-a făcut să intre în rasa noastră umană, să se lege cu legături care nu vor mai putea să fie rupte niciodată. L-a trimis aici pentru noi. El a trăit pentru noi, a îndurat pentru noi, a murit pentru noi, a înviat pentru noi, s-a înălțat la ceruri pentru noi, mijlocește pentru noi, se va întoarce ca să ne ia acasă. Să-I mulțumiți și să-I mulțumesc din toată inima Tatălui Ceresc pentru Fiul Său Iisus Hristos, cel mai mare dar. Efeseni 1:3, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. În realitate, tot felul de binecuvântări. Acum întrebarea este,
Oamenii care au înțeles, care au început să observe, să se uite pe teren și în fiecare zi să fie deschiși ca să gândească și să înțeleagă ce se petrece în realitate, au văzut că sunt năpădiți de atâtea binecuvântări, de tot felul. Și atunci sufletul lor în mod natural a început să fie o explozie de recunoștință. Ba, s-au văzut incapabili să poată mulțumi. În Psalmul 116:12, cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile lui față de mine? Cum aș putea, că nu mi-ajunge timpul nici măcar să spun suficient mulțumesc? Nu? Cum voi răsplăti? Observați un om care în sfârșit îi vine mintea cea bună la cap, care în sfârșit începe să intre în normalitate, în ceea ce se cuvine. Cum voi răsplăti Domnului? Nu mi-ajunge timpul, nu sunt în stare, n-am expresii suficiente, nu? Ca să spun lui Dumnezeu că îi mulțumesc și sunt recunoscător. Sunt atât de multe, nu? Capitolul 9, un capitol frumos din Neemia, cartea lui Neemia, acolo arată cum se poartă Dumnezeu de bine cu oamenii. Iar leviții au spus, sculați-vă și binecuvântați pe Domnul, Dumnezeul vostru, din veșnicie în veșnicie. Binecuvântat să fie numele tău cel slăvit, care e mai presus de orice binecuvântare și orice laudă. Nu vom fi în stare. Nu vom fi în stare, dar atât cât suntem în stare, când ne duce limba, când ne duce mintea, când poate sufletul, că dincolo de toate știți că David spunea că îmi strigă sufletul după tine. La un moment dat el înțelege și tânjirea sufletului, recunoștința aia care chiar dacă e bâlbuită ca și cuvinte, dar inima e toată plină de mulțumire. Prieteni, să dezvoltăm un spirit de mulțumire, că se cuvine. E corect, e bine și e trăsătura omului mântuit. E trăsătura omului salvat, vindecat, nu doar fizic, vindecat, spiritual, salvat de Dumnezeu. Toți mântuiții vor fi, știu despre ei că vor fi recunoscători, știți prea bine, da? Citiți în cartea Apocalipsei și îi vedeți, vă vedeți printre ei. Pentru că să știți, nu se fac schimbări de aici și acolo. În ceea ce privește recunoștința, oamenii mântuiți o au de aici. De aceea, prieteni, Dumnezeu să ne ajută să ne deschidă mintea, să ne vindece mintea, în așa fel încât să vedem lucrurile minunate pe care le face pentru noi. Să începem să observăm, deschideți ochii, fii dispus ca să vezi în fiecare zi. Scrieți, povestește, trâmbițează, sunt verbe ale Scripturii, trâmbițează minunile Domnului, vorbește despre ele, spune-le în stânga și în dreapta, dezvoltă-ți un spirit de mulțumire. Și asta nu doar față, dacă ești recunoscător față de Dumnezeu, vei începe să fii recunoscător și în jurul tău. Deseori, dă-mă aia, fă-mă aia, ca și când cineva e obligat să-ți dea sau să-ți facă. Ai impresia că te-ai născut aici doar ca să ți se slujească? Învață să ceri frumos, învață să rogi ca să ți se ofere, învață să mulțumești cu recunoștință, nu doar formal, politicos formal. Merită să o faci. Fiecare serviciu îți mulțumesc că te deranje să faci, apreciezi din toată inima. E corect, e de caracter și ține de mentalitate și judecată sănătoasă. Dumnezeu să ne binecuvinteze ca să dezvoltăm un spirit de mulțumire autentic. Amin.